Bun venit, dragii mei, la o nouă emisiune After School, aici în platourile Strada TV, televiziunea familiei tale. After School, prietenul tuturor copiilor la orele după amiezii, dar și al părinților și bunicilor. Astăzi voi sta de vorbă cu un invitat foarte special, zic eu. Este vorba de Zâna Măseluță, da, ați auzit bine? Nu chiar Zâna Măseluță, dar o putem numi așa. Este vorba de doamna doctor stomatolog pedodont Maria Nicoară. Bună ziua, bine ați venit. Bine m-am găsit. Noi am fost și am filmat în cadrul unui cabinet stomatologic, se numește Viles Kids Dental Clinic, dacă spun bine. Da. Și vreau să vă spun că este un cabinet foarte, foarte drăguț, ca de poveste. Nu degeaba am denumit-o pe doamna doctor Zâna Măseluță, pentru că piticii care ajung acolo în cabinet la Viles Kids Dental Clinics se simt ca într-o poveste, cel puțin așa m-am simțit și eu. Mi-era teamă de medici stomatologi până acum, țin să recunosc, așa cum v-am și spus când ne-am cunoscut la cabinet, dar fiind acolo prezentă la dumneavoastră, chiar m-am simțit minunat și voi dori cu mare drag să vin. Păcat că nu, probabil nu voi putea să stau pe scaunelul ăla de copii. Pe nu? Cel de copii nu, dar pe cel de copii nu. Puteți, că este un cabinet pentru întreaga familie. Este foarte frumos și cel pentru adulți, dar mie mi-a atras atenția foarte mult cele două cabinete pentru pitici. Veți vedea și dumneavoastră mai târziu imaginile pe care le-am filmat acolo. Vreau în continuare să prezint invitații. Este vorba despre Alondra Florentina Vasile. Bună, Alondra! Hai să-ți dau microfonul. Bine ai venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Alondra e un copil mai măricel, adolescent în devenire, da? Spun bine? Da. Ea a venit să ne cânte, să ne încânte, să ne farmece cu zâmbetul ei minunat și văzând că va fi prezentă Zâna Măseluță la noi în platou astăzi la After School, am venit să îi asculte sfaturile, chiar dacă astăzi vom începe ca temă de discuție despre cei mai micuți, despre pitici, am zis noi, pe partea aceasta de stomatologie și mai ales pentru copii sunt foarte multe de dezbătut. Așa este, doamna doctor? Așa, sunt multe de discutat. După cum spuneam, Alondra ne va cânta, abia aștept să o ascult cum cântă, are o voce frumoasă. Mulțumesc. Ea este elevă la Sunshine, grupul vocal da, Sunshine. Da, da, da. La doamna profesoară? Ioana Iordănescu. La doamna Ioana Iordănescu. Ea a mai fost prezentă cu piticii, colegii tăi pitici de la Sunshine. De data aceasta ai venit tu și să știi că te mai aștept și cu alte colegi de vârsta ta sau mai micuți. Și evident și Simona, vedeta noastră de la After School, de la Estrada, membra a familiei Estrada TV, care la fel a venit să ne cânte și să ne arate zâmbetul minunat pe care îl are și să asculte sfaturile doamnei doctor prezentă aici în platou și evident, dacă are întrebări, să-i le adreseze. Și nu în ultimul rând, cred că cel mai important element de astăzi din emisiunea After School este vorba despre mascota Dino, este mascota Bells Kids. Da, este mascota noastră simpatică. Foarte drăguță. Te salutăm, Dino, te pupăm. Nu vorbește, pentru că probabil are o căriuță, ceva. Cred că mi-a dat... Colțul ăla, lucrezi acolo la colțul... Da, cred că mi-a dat mie cuvântul ăsta. S-a spus, du-te tu să vorbești, că eu să sunt în pauză. Așa mi-a spus Dino, mascota noastră astăzi. Suferit vreo intervenție până acum? Spune că da. Da. Dar Dino cum a fost? Presupun că pe mâinile doamnei doctor Maria a fost totul minunat, excepțional. Am văzut cum lucrați acolo cu piticii. Noi ne bucurăm când avem copii și sperăm de toată inima să îi scăpăm de orice anxietate, de orice stres, că toată lumea a fost odată copil și toți am secupit în acel moment neplăcut. Deschide gura. Deci, ați înțeles. Cu ceilalți doctori, da. Aș dori, până vom vedea materialul și vor vedea și cei de acasă, până discutăm mai multe, să spuneți, vă rog, despre această idee a cabinetului. Știu că numele este chiar original. Este, da, este cabinetul se cheamă Viles Kids
Da. Numele este numele pe care poartă băiatul domnului doctor care a deschis cabinetul. Noi am început conceptul în felul următor. Am zis să facem o clinică pentru copii. În ideea în care copilul vine acolo, e într-un mediu care nu aduce a niciun mediu medical în care a mai fost vreodată el. Sunt pereți colorați, avem activități în pauză, adică vine copilul, ne facem cunoștință, ne împietenim. Prima oară cel puțin eu așa lucrez. Adică nu pun copilul pe scaun, deschide gura, taci din gură, se lucrează. Încercăm foarte mult să le câștigăm încrederea, încercăm foarte mult să le deschidem plăcerea de a se spăla pe dinți și de a interacționa cu ei la nivelul lor. Ați înțeles? E o bucurie pentru mine să lucrez cu copii, e tot ce mi-am dorit și clinica mi-a oferit acest lucru, adică mi-a oferit un spațiu în care să fac ce iubesc. Dumneavoastră arătați așa, da, copiluți, să spun așa. Cred că vi se potrivește foarte bine această ramură pe care ați ales-o, a stomatologiei. Și consider că sunt de părere, din ce am văzut, pentru că, după cum spuneam, dragii mei, am fost la Wiles Kids Dental Clinic și am filmat și am reușit să prindem, ca să zic așa, și o fetiță când a venit la consultație, da, acolo, și a fost foarte încântată. Da, Ana a fost foarte încântată de tot ce se întâmpla acolo, de doamna doctor. Și eu când am văzut pereții aceia cu albă ca zăpada, cu pitici, un cabinet pentru pitici cu pitici. Absolut. Și măsuța, există și o măsuță, da, acolo, o măsuță cu scăunele tare simpatică. Vreau să vă spun că până și medicii în timpul pauzei mai colorează, pentru că eu în timpul copilului n-am colorat, că n-am avut răbdare, mai curând alergam pe afară. Da, așa că recuperez acum, cine știe. Recuperez alături, da, de pitici. Vreau să întreb și pe fetele cântărețe, vedete de astăzi, de la mine, de la After School. Alondra, tu ai o teamă așa de medici stomatologi? Ai avut vreo experiență neplăcută în copilăria ta? Da, am avut și eu probleme cu măselele. Și se chinuia mami să te ducă la... Da, mi-era foarte frică. Numai când auzeam că mă duce la stomatolog, mi-era frică, plângeam. De ce anume ți era teamă că ți se va întâmpla ceva tragic acolo sau cum? Poți să-ți aduci aminte de prima experiență a ta de copil? Când eram și eu mai micuță, îmi puneam și eu dințișorii sub pernă, credeam și eu în zâna măseluță, acum deci ai altceva. Lucrat, ai colaborat cu zâna măseluță. Da. Și tot timpul te-a răsplătit pentru dințișori cu măsură. Da, normal. Pe măsură. Simona, tu ai vreo experiență așa neplăcută din copilărie cu medicii stomatologi sau? Nu, pentru că mereu când mă duceam la stomatolog, mă gândeam că îmi face bine, că este bine ceea ce se întâmplă, cu toate că era câteodată dureros, câteodată nu. Mă gândeam că este bine și gândeam optimist, să zic așa. Și tot așa cu dințișorii sub pernă și într-o zi, eram micuță eu, țin minte, că am pus și ei într-o dimineață, îmi supăra foarte tare că am găsit tot dințișorul. Nu ți-a pus zâna măseluță bănuții. Da. Dar a iertat-o pe zâna măseluță. Da, l-am pus a doua seară și... Doamna doctor Maria, nu ați fost dumneavoastră, nu? Nu. A fost altă zână măseluță, o soră, cred că de-a dumneavoastră sau ceva. Dacă ai fi fost de mică la un cabinet unde totul era așa ca într-o poveste, cum ar fi fost, te-ar fi încurajat mai mult să mergi mai... Ca să fiu sinceră, eu cu prietenii mei de la școală și mai multe clase, de fapt, eram într-o zi și făceam niște lucruri de... Mă rog, am mai strâns câteva hăinuțe, să zic vechi, nu folosite, pentru copii orfani, așa, și am făcut cabinetul stomatologic. Am desenat pe pereți, noi, copii, desenele noastre, cât foarte puteam de frumos. Foarte. Da, și când mergeam acolo ne simțeam bine pentru că era munca noastră. Și erați, aveați așa o plăcere aparte și mulțumire față de... Da, ne simțeam mândri. Foarte frumos, vă felicit și eu pentru acțiunea pe care ați făcut-o. Dar pentru că spuneam că am fost la cabinet, la Wiles Kids Dental Clinics și ne-am simțit minunat și m-am simțit ca într-o poveste, eu propun să urmărim un prim material și să vedeți și dumneavoastră, să vă convingeți cât de frumos este acolo.
Nu sunt într-un loc de povești neapărat, ci, sau într-un loc de joacă, ci sunt la un cabinet stomatologic pentru cei mici, dar și pentru cei mari, dar în special pentru cei mici, se numește Viles Kids Dental Clinic. Un loc foarte frumos, deja m-am îndrăgostit de acest cadru și vreau doar să spun că mă voi trece și eu pe lista pacienților aici. De obicei fug de medici stomatologi, nu că nu-i suport, dar mi-e teamă de ei așa, pentru că am avut o experiență când eram mai mică, când eram și eu copil și a fost groaznic, drept pentru care am refuzat să mai calc în cabinete stomatologice. Iată că astăzi am venit în acest minunat cabinet stomatologic, cu adevărat frumos, un concept inedit care zic eu că în primul rând prin ambientul de aici îi ajută pe cei mici să scape de teamă, de anxietatea de a veni la medicul stomatolog. Iată că și eu la vârsta mea, un copil mai mare, ca să zic așa, mi-a făcut curaj, am venit aici și îmi place foarte mult. Vă așteptăm și pe voi și vă invit cu mare drag să veniți în acest cabinet stomatologic pentru că sunt lucruri foarte drăguțe. Acesta este locul de joacă, practic, unde piticii așteaptă liniștiți cu minței într-un mediu foarte plăcut să intre la doamna doctor. Vom discuta în continuare și cu o doamnă doctor foarte drăguță și foarte simpatică, ce ne va da mai multe detalii despre acest cabinet stomatologic. Să o ascultăm! Am venit aici la cabinetul stomatologic Viles Kids Dental Clinic și îl am pe elefanțelul gri, foarte simpatic, care a venit aici și și-a făcut dințișorii. Iată, are niște dinți foarte sănătoși, albi, imaculați, și o am alături de mine pe doamna doctor Maria Nicoară. Maria Nicoară. La catalog. Pare așa un copil mai mare și este medic pedodont aici la cabinet, pentru că îi plac foarte mult copiii. Da, îmi plac foarte mult copiii și atunci am decis să fac ramura asta de stomatologie, pe care românii momentan nu o cunosc prea bine și nu prea îmbrățișează foarte, foarte tare și sper că iese bine, îmi place foarte mult ce fac, copiii sunt foarte simpatici, din nefericire sunt și foarte multe probleme cu dințișorii, nu prea știu mamele foarte, foarte bine postnatal ce să facă după naștere cu biberonul, e inamicul numărul 1 ca problemă principală și în rest... Spuneți-ne mai multe despre acest minunat cabinet, despre acest loc magic ca de poveste și să știți că eu vă aștept cu mare drag, de pe acum vă invit în emisiune la After School să discutăm absolut despre toate curiozitățile sau ce credeți că este necesar ca toți părinții și copilașii să știe despre îngrijirea dinților și despre eventualele probleme. Dar cum spuneam, câteva detalii despre acest minunat cabinet. Este un cabinet care a început inițial ca proiect numai pentru copii și ulterior părinții venind cu copii au întrebat, dar pentru adulți nu aveți? Și atunci am decis să facem și eu o parte pentru adulți. În principal, noi suntem aici trei medici care lucrăm pe copii, suntem toți cu specializare pe pedodonție. Clinica are două cabinete pentru bebe, cu doi dinozauri simpatici verzi, cu locul de joacă, după cum se poate vedea, acolo pe zăpada care tot timpul e veselă și cu dinții albi. Se și pare... piticii vin la consultație? Piticii vin la consultație, da. Piticii vin la consultație, ne împrietenim, prima oară de obicei nu lucrăm cu ei, eu așa ce puțin lucrez, prima oară le arăt lampă, soare, gărgărițe, văd eu pe acolo ce mai inventez simpatic pentru ei și a doua oară, dacă avem cumva probleme, urmează să lucrăm, pentru că dacă intrăm așa tare de prima dată, e posibil să ne supărăm. Eu cred că toți copiii care vin încă din primul moment sunt fascinați aici în acest cabinet și cred că și de dumneavoastră. Eu abia aștept să aud și eu povestea cu soarele, cu... Nu știu dacă neapărat de mine, dar n-am cum să mă abțin. Momentul, eu zâmbesc așa ca fraiera când văd un copil, așa că n-am, nu știu, cred că mai mult eu i-am uns pe ei decât neapărat dinozaurul, că se mai întâmplă și acțiuni. Mă, mai și bâlbâi, mai sunt momentele astea foarte, foarte caragioase. Adică copiii, cred că dacă simt că
totul este bine și că vei să le faci bine, atunci reacționează pozitiv de cele mai multe ori. Plus că mai există și chestia asta cu recompensa, dacă suntem cu minte, atunci primim o diplomă, primim o mică atenție și atunci unii dintre ei sunt așa, am fost cu minte și mă întreabă și zic, da, a, deci primesc cadou, cum să vă zic, adică este un joc foarte, foarte simpatic. Foarte frumos și un concept foarte drăguț. Felicitări pentru tot ce... E bine și copiii să vină cu drag și să nu mai fie atâtea probleme pe câte sunt, că sunt foarte multe probleme cu... Eu, după cum v-am spus, vă aștept, vă invit pe acum cu mare drag și în emisiune ca să ne sfătuiți pe, să-i sfătuiți pe părinți, pe cei mici și pe noi cei mai mari, de ce nu, ce e de făcut și ca să nu mai fie probleme să le evităm. Să-mi spuneți, vă rog, cum se numește elefanțelul? De obicei ne schimbăm numele în funcție de copii, adică, spre exemplu, ăsta acum i-aș pune, nu știu... Motănel. Elefanțelul. Miau. Miau. Sau cățelușul plouat, depinde acum, că nu știu cum să vă zic. Motănel plouat. Hai să-i punem motănel plouat. Sau colțișor, pentru care aici... Care colțișorii? A avut el grijă să... A urmat sfaturile îndeaproape? Că da, pentru că este albul acesta imaculat și funcționează bine. Adică, din punct de vedere funcțional... Merge bine masticat și așa mai departe. Motănel plouat, te felicităm că urmezi aici sfaturile doamnei Maria și, ce să zic, mă bucur că te-am cunoscut și abia aștept să văd cabinetul. Cabinetul. Animagic, animagic, animagic. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Ați venit la medic? Da, la consult. Cum te simți? Curajoasă? Sunt așa bine pregătită? Bravo! Bravo! Sunt acum aici, mie mi se pare foarte drăguț și curajos. Mă bucur, sper să-ți placă la noi. Îl vei cunoaște imediat și pe Dino. Iar cât vei merge tu în cabinet să-l cunoști pe Dino, așa cum ți-am spus, și vei sta cu domnișoara doctor să-ți numere dințișorii, mami va sta și va completa fișa ta cu toate datele tale, pentru că atunci când vei veni la noi, să știm cu cine vorbim, nu? Da. Să-ți facem apoi poză, să te punem pe panoul curajului, pentru că sunt convinsă că vei fi o fetiță curajoasă. Da. Eu așa cred. Da, nu? Da. Să primești diploma de merit. Da. Avem multă treabă. Bună ziua, stăm de vorbă cu doamna. Bună ziua, mă numește Florina, îmi pare bine să vă cunosc. Bună ziua, doamna Florina, sunt Toni de la After School, realizăm o emisiune pentru copii, părinți și bunici. Și iată, astăzi am venit aici la acest minunat cabinet stomatologic, unde piticii vin de plăcere, zic eu. Bună, stăm de vorbă cu... Ana. Bună, Ana, mă bucur tare mult să te cunosc. Ai venit cu mami aici la consultație, nu ți-e teamă? Nu, pentru că după cum văd aici, mie mi se pare foarte drăguț și frumos. Așa e că te-a captivat și pe tine din prima. Da, mi se pare cam povești. Sincer, și mie mi-a dat exact același sentiment de cum am pășit aici în acest minunat cabinet. Stimată doamnă, spuneți-mi cum ați auzit despre acest cabinet și... Acest cabinet mi l-a recomandat o prietenă, a spus că este foarte încântată de serviciile oferite, este foarte încântată de medici, ambientul este unul foarte plăcut, personalul este foarte bine... Pregătit, da. Într-adevăr, e un ambient foarte plăcut și sunt convinsă că fetița dumneavoastră se va simți minunată aici. Ești nerăbdătoare să fii pe scaunul de consultație? De vei aștept, că am auzit că este cu dinozaur. Da, este foarte frumos. Am apucat și eu să-l văd și, sincer, mi-ar plăcea și mie tare, tare mult să am acest privilegiu de a sta pe scaunul acela cu dinozaur. O să mai discut cu doamna doctor, poate mă lasă și pe mine, cine știe. Te pup și îți doresc mult succes. Hai să mergem să vedem cum e la consultație cu tine. Ne prea aștept. Hai să mergem. Nu
Ne-am mutat într-unul dintre cabinetele stomatologice pentru pitici, este absolut adorabil. În afara faptului că pereții sunt la fel foarte frumos decorați, este acest scaun, cred că e un dinozaur, nu? Spun bine, doamna doctor Maria Nicoara? Este un dinozaur, este dinozaurul nostru Dino. Aici, de obicei, copiii vin și fac cunoștință cu el. Lucrăm cu copii foarte, foarte mici, așa că dinozaurul bănuiesc că este foarte bun pentru bebe. Pentru copii mai mari, așa cum este Ana, probabil că aici este ceva puțin mai banal, dar pentru copii mai mici e foarte, foarte bine. Eu cred că îi place și Ani, sau nu știu, cel puțin mie îmi place și mi-ar plăcea și mie să stau pe dinozaur. Îți place? Bună, Ana! Bună! Îmi place foarte mult, este foarte amuzant și mi se pare că toți copiii nu mai au de ce să plângă, pentru că li se pare haios. Pentru că este un mediu foarte drăguț aici, la acest cabinet stomatologic, și tu astăzi ai venit pentru o consultație. Da. Am și eu probleme, cum a avut toată lumea, și am venit la Maria să mă ajute. La doamna doctor care, iată, copilaș, îi spun Maria pentru că este ca un copilaș, un adult copil, ca să spunem așa. Foarte drăguț, vă felicit pentru ce ați ales să faceți și că vă ocupați de cei mici. Să vă las în continuare să ne spuneți ce urmează mai exact. O să le explic Ana exact ce o să fac, o să-mi pun mănușile, astea este ceva obișnuit pentru orice medic stomatolog și mai departe o să auziți povestea clasică cu oglinda, cu scobitoarea și cu soarele. Dar bănuiesc că la Ana deja este ceva de la sine înțeles. Ana, o să-mi mâi la dinți, o să-i număr, da? Și colega mea o să scrie exact niște cifre, da? Și o să spun exact ce se întâmplă. Bine? Îmi pun masca să știe dinții că a venit la mine. Îmi trag lumina, extra. Și acum o să-ți arăt exact ce fac. Bine? Da. Mai înainte să-ți arăt elefantul. Elefantul este ăsta. Înțeles? Da? O să o suc dinții cu elefantul și după aceea o să văd exact cum se întâmplă caz dinții. Bine? Da. Știu că pare așa o poveste, dar chiar așa facem. Ia, hai să mă uit un pic să văd înainte de asta cu totul. Bravo! Ok, foarte bine. Estera, hai să facem așa. 46 sigilare. Oh. Ana, o să-ți arăt exact cum este Dino. Bine? Asta este soarele. Eu așa spun la copilași mici. Da? Aici se aprinde și se închide. Ok? Asta este elefantul. Elefantul dă și cu apă. Te vezi așa? Da. După aceea dă cu aer. O să usăm complet mănușa și tu dacă pui aici un deget, ai să vezi că este uscată. Da. Ai văzut? Așa fac și în gură, pentru că tu în gură ai apă, da? Asta este prima albinuță. Acum merge foarte încet că e seară și merge mai încet că e somn. Iar acesta este avionul care face... Ai înțeles? Dacă tu ai vreo căriuță, adică este costumul pătat în vreun fel în negru, atunci ne asamblăm cu astea, da? Să-ți fim numai un control, o să mă uit exact să spun despre ce este vorba, cum se întâmplă ca dinții. Bine? Da. Asta este. Dăm drumul la soare și începem să numărăm dinții. Că acum ar fi mai bine să mă auziți sau să mă audă cineva. Voiam să vă întreb cum v-ați gândit la acea poveste cu soarele pe care să o spuneți copiilor. Păi, ideea este următoare. În momentul în care vine copilul, primul lucru pe care îl faci, observ cum se comportă el când intră în incinta în clădire, practic, în incinta cabinetului. Și vezi, stă lângă mama, stă lângă tata, e mai panicat, e bucuros când te uiți la el. Dacă tu vii la nivelul lui și te prezinți,
Atunci vezi exact, te sânge tare de mână, are încredere în tine de când îi zâmbești. Atunci, în funcție de asta, încerc să nu neapărat să inventez, dar să vorbesc cu ei cât să se simtă confortabil. Adică la mine nu este ceva, am un scenariu prestabilit. În funcție de copil încep să vorbesc. Și de fiecare dată dumneavoastră creați o nouă poveste. Da, se poate spune și așa. Mă rog, mai mult merg pe improvizație și pe, și pe feedback-ul pe care l-am de la copil. Dacă văd că este relaxat și că nu e supărat pe mine, atunci continui cu povestea. Dacă văd că nu-i place mama asta cu elefantul, când îi arăt exact ce face elefantul, deci este spray-ul cu aer și cu apă. Dacă văd că îl supără când îi dau cu aer, atunci imediat schimb povestea sau schimb personajul. E un lucru care ține mai mult de cum simt pe moment și de cum se simte copilul lângă mine. Da. După cum spuneam, cred că vi se potrivește foarte, foarte bine această ramură a stomatologiei, pentru că, iată, îndrăgiți atât de mult piticii și știți foarte bine cum să lucrați cu ei, astfel încât să se simtă cât mai confortabil, să scape de orice teamă acolo la cabinet, la Vials Kids Dental Clinics. Și am să rog pe colegul meu să afișeze și site-ul cabinetului, www.vials.ro, da? Părinți, dumneavoastră de acasă, puteți să apelați cu încredere la serviciile acestui cabinet stomatologic și mai ales la doamna doctor Maria, o zână măseluță, într-adevăr. Și pentru că vorbeam de pitici, de copilași mai micuți, fetele Simona și Alondra, ele sunt mai mari, mai măricele, au mai scăpat din teama aceasta de medic stomatolog, de vizită la medicul stomatolog. Mai am o invitată micuță, piticuță, este vorba de Sofia Handra. Bună, Sofia! Bună! Mă bucur tare mult să te revăd. Ce faci? Foarte bine. Foarte, foarte bine? Ești în vacanță, așa e? Da. Și cum e în vacanță? Foarte frumos. Nu mai vrei să se termine vacanța, așa e? Da. Din păcate mai ai câteva zile, eu zic să profiți din plin. Și mă bucur tare mult că ai reușit și să ajungi aici la After School. A venit și Sofia să ne cânte și să ne arate zâmbetul frumos. Tu ai un zâmbet drăgălaș. Ne arăți dințișorii? Foarte frumos. Ție ți-au picat? Da. De curând? A venit zâna măseluță? Da. Și te-a recompensat pe măsură? Da. Da? Dar spune-mi tu, ție ți-e teamă așa să mergi la medicul stomatolog? Un pic. Un pic? Păi de ce? Nu știu. Păi uite, avem aici pe doamna doctor Maria, o zână măseluță foarte drăguță și dacă ai reușit tu să vezi acolo un materialul pe care l-am filmat la dânsa, ai văzut, e un cabinet tare drăguț, cu albă ca zăpada, cu pitici, cu un scaun în formă de dinozaur. Uite, îl avem și pe Dino, este mascota lor de acolo, de la cabinet. Vrei să-i spui ceva lui Dino? Să-i spui mascotei ceva? Că de-abia aștept să-l mai întâlnesc. Abia aștept să mai întâlnești mascota. Păi dacă o să mergi la cabinet, nu doar o să întâlnești pe Dino, ci o să întâlnești și piticii albei ca zăpada și scăunelele acelea frumoase pe care copilașii stau și vin la consultație la doamna doctor. Ți-ar plăcea așa să mergi la un medic care să spună o poveste frumoasă și să te facă să scapi de această teamă de stomatolog? Da, mi-ar plăcea foarte mult. Ți-ar plăcea foarte mult. Păi eu poate acum te mai și împrietenești cu doamna doctor și te simți, o să mai vezi și tu următorul material pe care îl mai avem și poate o să mai reușești să mai scap din teama asta de stomatolog. Să știi că și mie, până de curând mi-a fost teamă de medicii stomatologi, dar când am ajuns acolo la doamna doctor Maria, mi-a trecut orice teamă. Și îmi pare rău că nu mai sunt copil să pot să merg la dânsa să mă trateze, dar dacă vrei să-i adresezi vreo întrebare și poate și mascotei, lui Dino va răspunde doamna doctor în locul mascotei, să te gândești și pe parcurs să ne adresezi, da? Da. Până atunci aș vrea să mai vorbesc puțin cu Alondra. Alondra, vreau să-mi spui, te rog, ce melodie n-ai pregătit tu pentru astăzi? Piesa lui Molina Olinescu, Eu cred. Piesa Molinei Olinescu, Eu cred. Este acesta un stil care te definește pe tine sau e vorba de alt stil muzical? Nu, vorbe pentru mama.
Am înțeles. Bine, păi atunci eu te invit cu drag să ne cânți și să ne încânți și ne întoarcem la discuțiile despre dințișori, despre zâmbet frumos și despre zâne măseluțe. Ai o voce minunată și te felicit atât pe tine cât și pe doamna profesoară de la grupul vocal Sunshine, unde tu mergi și te pregătești. Dânsa se implică foarte mult să pregătească atât pe pitici cât și pe voi cei mai mari. Normal. De cât timp mergi? De un an jumate. Un an jumătate. Și presupun că îți dorești să urmezi o carieră în muzică. Să ajung cântăreață. Să ajungi cântăreață. Medic stomatolog nu te-ai gândit să te faci. Nu. Sofia, tu te-ai gândit să te faci medic stomatolog vreodată? Nu. Nu? Nu? Dar știi ce aș dori eu? Te-aș ruga? Aș propune să faceți cumva schimb de locuri, să mergi așa mai aproape de doamna doctor, poate te împrietenești așa mai mult și îți mai trece din teama asta. Când o vezi așa mai de aproape, o să-ți dai seama că e tare, tare drăgălașă ca o zână și nu o să mai ai teamă de medici stomatologi. Ce zici? Încercăm așa? Da. Hai să schimbăm puțin locurile. Vino tu mai spre mine, Alondra și Simona. Și așa vei fi și mai aproape și de Dino. Uite, Dino îți face cu mânuța. Dino, ți-a plăcut mult cum a cântat Alondra, am văzut că erai acolo foarte implicată, mascota de la Wild Kids, foarte, foarte drăgălașă și văd că are niște colți foarte
frumoși, albi. Și puternici, da. Îi tratează, are grijă de dințișori, da, are, se spală pe dinți, da. Și cred că de, încă din fragedă pruncie, ca da, să spun așa. Este, da, pentru că noi astăzi ne-am propus să discutăm cu dumneavoastră pentru început despre importanța dinților temporari. Să-i sfătuim pe tinerii părinți de acasă, pe părinții care au copilași mici, bebeluși chiar, de ce este important să aibă ei grijă de dințișorii copiilor încă din, de la vârstă fragedă? O să încep așa, o să încep să spun că dinții de lapte sunt pe același loc ca și dinții permanenți. Chiar dacă se schimbă, copilul la 6 luni începe să aibă primul dinte și apoi până pe la 2 ani și jumătate, maxim 3, o să tot erupă. Și dinții aceștia care rup și sunt de lapte ajută foarte mult copilul odată. Dezvoltarea feței, a oaselor faciale, a încrederii copilului în sine, partea de alimentație contează foarte mult. Deci dacă un copil are dinții sănătoși, atunci se poate alimenta bine, poate să mănânce corect, poate să aibă un sistem digestiv corect și atunci implicit și dezvoltarea copilului este una corectă. Dacă ați văzut un copil care sunt la vârsta de 5-6 ani, sunt mai puțin dezvoltați fizic, sunt mai micuți, sunt mai slăbuți. E, acei copii de obicei au și multe carii. Nu știu dacă se întâmplă asta neapărat că e o coincidență sau nu, dar din propria mea experiență am văzut că acești copii care sunt un pic mai subdezvoltați pentru vârsta respectivă au în principiu mai multe carii. Și părinții nu sunt informați în nicio formă. Deci nu e numai vina părinților, este o problemă pe care la ora actuală în România. Deci nu se face o, cum să spun eu, o educare a viitoarelor mămici în spitale. Nu li se explică implicarea pe care o are o alimentație corectă în timpul sarcinii. Postnatal, nu li se explică mămicilor ce trebuie să facă cu bebelușul. Doamna doctor, eu cred că sunteți foarte în măsură să sfătuiți tinerele mămice de acasă, și dar propun să luăm o scurtă pauză și ulterior să revenim cu mai multe informații. Numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Apelarea falsă sau abuzivă se pedepsește. Estrada TV este televiziunea familiei tale, cea care îți dă deșteptare, care îți dă de la prima oră informațiile de care ai nevoie, care 24 de ore din 24 este pentru tine la cele mai importante evenimente de interes local și regional, care îți cere părerea și care, tot pe baza părerilor tale, sugerează soluții autorităților, care nu uită niciun moment motivul pentru care te slujești. Vrem cetățeni informați și implicați, educați, conștienți de drepturile lor, puși pe treabă, motivați, sănătoși, plini de speranță și cu planuri mari de viitor, care câștigă bine și trăiesc bine, aici, în țara lor, în România. Tot noi te ducem acasă, la familia ta, pe care o iubești și care ți întoarce cu generozitate toată dragostea ta, ca să fii fericit și împlinit, fiindcă nicăieri nu este mai bine decât acasă, cu mama, cu tata, cu frații și cu surorile tale, cu bunicuța și cu bunicuțul, cu prietenii tăi, cu cățelușul sau pisica ta, cu lucrurile tale dragi care ți amintesc de cele mai frumoase momente din viață. Tot noi te ducem la culcare, fiindcă mâine e o zi importantă, frumoasă și bună, întotdeauna mai bună decât ziua de azi. Estrada TV este televiziunea familiei tale. Bună, dragilor, sunt Oni și vă prezint emisiunea After School, o emisiune pentru copii, părinți și bunici. Vrem să devenim prieteni. Vrem să ne urmăriți.
Vrem părerea ta. Estrada.ro, televiziunea familiei tale. Sănătate, un stil de viață ideal și soluții de viață lungă oferită de cei mai buni specialiști ai momentului. Iată ce vă propune Fabrica de Sănătate numai la Estrada TV. Dragii mei, am revenit în partea a doua a emisiunii After School de astăzi, unde o avem invitată pe Zâna Măseluță, adică doamna doctor stomatolog pentru copii, medic pedodont, doamna Maria Nicoară, alături de mascota de la Vails Kids Dental Clinics, Dino,
Și alături de trei fetițe, fete mai mari, adolescente, dar și o piticuță, este vorba despre Sofia, Simona și Alondra. Ele au venit să ne cânte, să ne încânte și să ne arate dințișorii. Sofia este puțin mai temătoare de medicii stomatologi, așa ne-ai spus în prima parte, dar am văzut că te-ai împrietenit cu doamna doctor, așa e? Da. Cum ți se pare acum? Mai bine. Mai bine, nu? Ești mai încrezătoare în a merge la medicul stomatolog acum. Da. Înseamnă că prezența dânsei chiar are efect. Am să o las în continuare să ne spună mai multe informații, să ne dea detaliile necesare și sfaturile utile pentru toate mămicile de acasă care au bebeluși, copii mai mici, mai măricei, pentru că este foarte important să știe ce e nevoie să facă pentru a preveni cariile copiilor, piticilor, pentru a nu avea probleme, pentru a avea copii încredere în ei, așa cum doamna doctor ne spunea. Vorbeam despre cei mici, despre... Despre cei mici. Ideea este următoarea. În momentul în care copilul este trece de la faza de alăptare la faza de alimentație diversificată și implicit și la biberon, atunci apare o problemă foarte, foarte serioasă, prelungirea timpului în care biberonul este cel mai bun prieten al copilului. Fără să vrei, de cele mai multe ori spui, îi dau copilului biberonul, în felul ăsta este relaxat și el și tu, și atunci uiți de biberon. Și problema este că acel copil are și dinți, ați înțeles? Și ce trebuie să facem este următorul lucru. Toți dinții, indiferent că se cheamă incisivi sau că se cheamă molari sau că se cheamă canini, sunt la fel de importanți, da? Și în momentul în care un copilaș care este micuș și care nu este capabil să se spele singur pe dinți, este alimentat cu biberon seara, cu lapte mai ales sau cu, spre exemplu, sau copilului îi se dă ceai îndulcit, în momentul acela copilul adoarme implicit cu biberonul în gură și, laptele sau ceaiul rămâne pe suprafața dentară și atunci saliva fiind dulce și fiind în cantitate foarte mică, nu reacționează pozitiv și atunci nu are cum să îndepărteze acel substrat făcut de lapte exact ca o pâclă, să zic așa. E un cuvânt urât. Este exact ca o îmbrăcăminte care nu este benefică pentru dinte. Și în momentul acela începe acea carie urâtă de biberon să debuteze, care din nefericire are o evoluție foarte, foarte rapidă. Adică poate să fie o săptămână dintele să fie un pic mai alb, părintele nu poate să sesiza pentru că este o culoare foarte asemănătoare cu albul dintelui sănătos și în scurt timp începe cavitația. Ce înseamnă cavitație? Înseamnă că acea carie o să treacă dincolo de smalț și o să ajungă în al doilea strat din dinte, da? Pe care noi o numim dentina. Deci, din partea asta albă, care este aici, o să ajungă în dentină, care este partea asta mai închisă la culoare, da? Și în momentul în care începe să ajungă în dentină, atunci copilul începe să simtă durere. Ce trebuie să facem este următorul lucru. Să încercăm să învățăm copilul de mic să accepte spălatul pe dinți de către părinte, pentru că un copil de 5 ani nu are cum să se spele la fel de bine ca un copil de 8 ani. Ținând cont de faptul că ei țin creionul așa și nu așa, manualitatea este zero. Și atunci ideea este următoarea. Părintele să facă periajul pe toate suprafețele dintelui, măcar o dată, ați înțeles, sus și jos. Nu 5 minute, măcar un minut dacă reușește, cât să fie toate suprafețele curate. Asta pentru bebe, da? Pentru copiii mai mari, care sunt, spre exemplu, la 4-5 ani, da? Deja o să înceapă, cum să spun eu, să fie îndrumați de către părinte. Văd pe părinte că se spală pe dinți, atunci încep și ei să copieze. Copiii trebuie să știe așa și părinții implicit. Avem 20 de dinți până la vârsta de 6 ani în gură. Deci așa arată arcadele noastre, da? Și în momentul în care facem 6 ani, așa se va numi. În momentul în care avem 6 ani, mai apare un dinte, acesta din spate, da? Pe care foarte mulți părinți nu știu că l-au copiii. Și vin la mine, spre exemplu, și spun, parcă mai e acolo un dinte, dar de lapte, e tot de lapte, nu? Și zic, nu, ăla este prima măsură definitivă, aceea nu se mai schimbă. Și atunci ei trebuie să știe așa, acesta este
foarte important pentru că este prima măseluță și pentru că în felul acesta se extind arcadele dentare, da? Se creează loc pentru viitorii dinți și copilul începe să crească în toate punctele de vedere. Dacă copilul crește, se schimbă dinții, se schimbă și flora bacteriană. Asta este încă o problemă pe care o au părinții. În momentul în care părinții se pupă pe gură cu copiii sau mai fac schimb de pahare sau, spre exemplu, consumă alimente cu aceeași furculiță, nu că o fac intenționat, dar nimeni nu știe lucrurile astea. Se face transfer de floră bacteriană. Un copil care are 4 ani nu are sistemul imun dezvoltat îndeajuns de tare cât să facă față unui atac bacterian cum ar fi la adult. Da. Și atunci, dinții fiind foarte, foarte subțiri, ca suprafață dentară și ca grosime dentară, atunci caria evoluează foarte, foarte repede. Sunt multe lucruri de spus. 20 de dinți, ca să știe părinții, la fel de important ca și cei definitivi, prin faptul că dacă îi păstrăm, deci dacă îi păstrăm până la vârsta biologică de schimbare, copilul o să fie integrat din punct de vedere social, o să fie încrezător, o să aibă o alimentație corectă, o să aibă încredere în el și dacă începem vizita la medicul stomatolog încă de când suntem mici, fără probleme, adică nu venim în momentul în care caria este, stați să vă arăt că m-am adus da, aici, în general, și noi cei mari ajungem la medicul stomatolog când da, avem probleme. Deci, ideea este următoarea. Asta este o planșă pe care am adus-o și care, în care se văd toate stadiile cariei, da? În momentul în care părintele vede, surprinde pe dinte o pată mică neagră, ați înțeles? Este bine să vină verifice. De cele mai multe ori, petele astea apar pe primii molari, după cum v-am arătat, pentru că sunt în spate, da? Deci arcada arată așa și de obicei colorațiile astea vin pe dintele din spate, pentru că un copilaș nu este în măsură să dea cu periuța până în spate, că nu știe cât dinți are în gură, ați înțeles? Și atunci părintele care face periajul privește copilul din față și are o cu totul altă perspectivă, da? Dacă venim din timp la un control, atunci caria dintr-o simplă pată, ați înțeles, nu evoluează. Este ceva care ne ajută foarte mult pe viitor. Deci nu este ceva care să fie traumatizant pentru copil. Nu doare, se pot face periaje și se pot face aplicații locale cu flori. În felul acesta riscă traumatizant mai târziu. Dar nu neapărat traumatizat, cât mai mult să fie supus unor manopere medicale care ar fi putut să fie împiedicate. Ați înțeles? Da. Deci asta este ce... Poate are să-mi pun întrebare și ce bine întrebări. Și dacă sunt părinții acasă care vor să adreseze doamnei doctor aici prezentă la After School o întrebare legat de bebelușilor, dar cât și de copii mai mici sau mai mari, eu invit să sune, să vorbească cu doamna doctor, să intre în direct la numărul de telefon 0311-013-300, da? Așa, Simona? Întrebarea mea, ca să avem dinții sănătoși, să zic așa, ce alimente ar trebui să consumăm? Pentru că și-o am fost copil, da, o iau așa, știu că principala atracție sunt sucurile și dulciurile, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe pe piață. Și atunci spun așa, putem să mâncăm dulciuri, deci nu sunt interzise, că nu poți să vin unui copil să spui n-ai voie ciocolată, n-ai voie caramele, că se rupe inima, deci nu, n-ai cum. Dar, ce se întâmplă? După masă, cătingura cu apă, dacă nu avem cum să ne spălăm pe dinți, asta în primul și în primul rând, respectăm cele două periaje din timpul zilei, da? Dimineața, pe toate suprafețele dentare și seara pe toate suprafețele dentare. De ce spun seara? Pentru că seara, saliva care este în gură pe parcursul zilei, care e acel lichid care practic spală, face duș dinților, ca așa spun eu, da? Începe să scadă, pentru că noaptea tu dormi. Și dormind noaptea, saliva doarme odată cu tine, așa spun eu copilor, cel puțin. Și atunci, fiind dinții curați și având șanțurile astea care sunt foarte, foarte bune ascunzișuri pentru bacterii curate, nu mai apare acea carie urâtă făcută în șanțurile dintelui, da? Pentru că dintele, dacă dați cu limba, o să vedeți că dinții voștri au niște dealuri, niște văi, dacă dați cu limba, da? Ei, în locurile alea se poate ascunde o bacterie noapte.
noaptea. Și am înțeles că este bine să bem sucurile cu paiul. Da, dacă bei sucuri cu carbon, ceea ce eu nu recomand copilor să bea deloc, produse care le știm, dar sunt greu de îndepărtat, așa este, atunci bine ar fi să se consume cu paiul, pentru că suprafața care vine în contact cu sucul care are carbon e mult mai mică. Și atunci riscul de apariția cailor este implicit mai mic. Da. Mă joc cu ăsta pentru că așa faci la cabinet, nu ce a spus. Apropo de această mandibulă, gură, dinți maxilar, a fost foarte, foarte drăguț când am venit și am filmat cum i-ați explicat Anei căriajul corect și a învățat foarte repede cum să facă lucrurile acestea. Eu propun să urmărim și următorul material, să vizionăm următorul material, să vadă și fetele și cei de acasă atât periajul cât și alte momente frumoase de acolo, de la cabinet. Sau... așezat la masa piticilor Albeca Zăpada și suntem aici în continuare în lumea poveștilor alături de Zâna Măseluță Maria și Ana, care a terminat consultația și a fost foarte încântată de povestea pe care i-a spus-o Maria, medic stomatolog aici la Vile Kids Dental Clinic, și eu am fost foarte încântată și în continuare așteptăm să ne explice cum se face un periaj corect. Vreau să-i arăt cum să facă un periaj corect din cauza că este gingiva un pic inflamată. Da. În felul ăsta toate bacteriile care sunt pe gulerul ăsta rus, care se cheamă gingie, o să pice în chiuvetă și nu o să ai vescară ca să se duce la loc. Da. Și e sigură, sigură că sunt dinții curați. Mișcarea este așa, da? Da. Și mergem din spate până în față. Că dacă începem din față periajul și mergem până... Pe aici ne pitisim. Corect? Da. Mai sună telefonul, mai avem să mai sărim o coadă și nu prea mai avem chef, nu? Să mai ne periem. Asta este mișcarea așa, da? Deci de aici până aici mergi, bine? Da. Acum, jos faci invers. Faci, da? Cum faci? De jos în sus, da? Da. Știi cum ții minte, Ana? Ții minte că te piepten, da? Da. Așa, corect? Da. Nu faci așa. Că dacă faci așa, după aceea se încurcă porul, bine? Dacă speli geamuri, ai înțeles? E un pic mai simplu, că atunci e sigură că periuței intră în șanțuri. Dar dacă, virgulă, cânti la vioară, da? Atunci ești sigură că ai ajuns de aici până aici. Da. Că aici e posibil să mai, știi? Să crezi că n-ai ajuns până în spate. Dacă faci asta, e foarte bine. Acum, dacă ai putea să faci și mișcarea asta, să curezi cumva și rochița în partea asta, dințișorilor, ar fi foarte bine. Dar nici noi adulții nu facem tot timpul lucrul ăsta. Ce te interesează este așa. Măseluțele, da? Așa. Ok? Și așa. Da. Fă și tu să văd că ai plecat cu lecția învățată. Dăm așa, pe fiecare, așa, pe fiecare dințișor de două ori, pe fiecare grupă, așa. De aici până aici și aici la fel, de aici până foarte aici. Foarte bine, așa. Aici dăm așa. Uite așa, eu zic așa, fie întâi, eu așa mă spăl pe dinți, uite așa. Nu, dar nu așa, e de ca și cum ai exact așa. Numai că o să-ți fie mai simplu pentru că periuța ta este mai mică decât a noastră. Da. Asta este periuța de adulți. Eu, de obicei, eu mă spăl cu periuță electrică. Foarte bine, e foarte bine. Și aici dăm... E foarte simplu că se mișcă exact așa ca un motoraș. Da, știu, și îmi foarte face bine. Mie așa. Foarte bine, pe, pe fiecare măseluță. Atunci este foarte bine, tu trebuie să știi că ai toți dinții ăștia în gură, da? Da? Fără ăștia din spate, da? Tu ai dinții zinei măseluță, care sunt cei mai importanți, și dacă îi periezi pe aceștia, o să fie totul foarte bine și nu o să ai carii deloc. Bine? Da. Și poți să mănânci dulce, dar atâta timp cât te periezi de două ori pe zi, da? Dimineața și seara. Și asta este poezia. Ana, ți-a plăcut cum... Văd că ai prins foarte repede lecția. Pentru că de-abia aștept ca dinții mei să fie albi și imaculați. Îți dorești foarte mult lucrul acesta și Maria a știut atât de bine să-ți spună povestea și atunci când ai venit la consultație, când te-ai consultat puțin mai devreme și acum cu periajul corect al dinților. Corect, mie îmi place foarte mult să mă periez și acum o să-mi placă și mai mult și acum știu cum să mă periez corect.
Foarte adevărat și o felicităm aici pe Maria că e atât de drăguță și nu degeaba am zis că este ca o zână, pentru că într-adevăr atât de frumos explică încât, nu știu, îndrăgești din prima. Să știți că dacă alegi să te faci pediatru, alegi că să te faci pe tu pentru că îți plac copiii și mie îmi place foarte mult să fiu în jurul lor pentru că mă fac să mă simt așa copiloroasă cum sunt eu și e foarte bine că atunci ei nu sunt stresați, așa că eu când eram mică am fost foarte, foarte traumatizată de doctor, așa că am zis să mă fac și unul să nu mai fie copii traumatizați. Sper să iasă bine, cu muncă în echipă și cu mult drag. Foarte frumos! Pentru că Ana a fost foarte, foarte curajoasă și acolo pe scaun și am văzut că era și foarte entuziasmată, ulterior a învățat foarte bine poezioara cu periajul corect sau povestioara cu periajul corect al dințișorilor. Am înțeles că va fi recompensată. Aici domnișoara Alina de față ne poate spune mai multe. Desigur, orice copilaș care este cu mințel și care dă dovadă de foarte mult curaj este recompensat cu un cadou pe care și-l va alege din sertarul cu minune, aș zice eu, da, din sertarul magic. Așadar, o invităm pe Ana să-și alege. Hai, Ana, vină repede, repede, repede. Uite, eu o să-ți deschid sertarul, tu ți alegi. Avem o păpușică tare drăguțică. Da. Sau, dacă vrei să devii star, deja îți pot oferi un microfon să poți exersa acasă, să te filmezi, da, și să ne aduci și nouă înregistrările, să vedem. Dacă dorești, mai avem, uite, și un set din care îți poți face tu bijuterii. Cred că acesta-l vreau cu bijuterii. Da, cu bijuteriile. Prefer bijuteriile. Da. Ok, deci rămâne adjudecat cel cu bijuteriile. Da. Mi se pare foarte frumos, foarte frumoase lucrurile. Eu te felicit, Ana, pentru... Ai, poți să te ridici, vino aici lângă mine, sau vino între noi așa, te felicit pentru curajul de care ai dat dovadă și pentru că ai obținut și un premiu. Ce vei face tu, ce vei dori să-ți faci din aceste mărgeluțe? Brățări, lanțuri, inele, tot ce s-ar purtea. Tot ce s-ar putea, hai să le arătăm și copilașilor de acasă ce cadou minunat ai primit tu. Iată, o trusă de bijuterii pe care le vei face cu mânuța ta și le vei purta cu mare drag și plăcere și vei reveni aici la cabinetul Wiles Kids Dental Clinic. Așa-i? De abia aștept să mai vin din nou. Și eu abia aștept, ce să mai, și eu abia aștept să vin din nou și deja mă trec pe listă, gata, să mi se facă programare aici, să vin, poate mă lasă zâna, măseluță, doamna stomatolog Maria, să stau pe unul dintre scaunelele cu dinozauri și, ce să zic, mult succes în continuare, te pup și te aștept la After School să vii să povestim mai multe. Mulțumesc, de abia aștept să vin la After School.
Și pentru că Ana a fost foarte curajoasă acolo la cabinet, la doamna Maria Nicoară, la Wiles Kids Dental Clinics, a fost recompensată pe final. Da, haide să vă spun cum e povestea aceasta. Pentru că mie mi se pare că orice copil care este foarte cuminte trebuie să știe asta și trebuie să se simtă și mai mulțumit de cum s-a comportat, atunci noi am venit cu ideea simpatică de a da niște cadouri de fiecare dată când cineva este cuminte. Și atunci ei știu așa, dacă sunt cuminte, curajos și fac exact ce trebuie, atunci primesc cadou. Sunt copii care uită de cadou și care pleacă și în momentul în care zic, stai puiule, ai primit cadou și zice, a, da, am uitat de cadou. Adică sunt momente în care copiii sunt, cum să vă spun eu, vin și pentru cadou o parte din ei, dar marea parte vin pentru că le place mediul, s-au împietenit cu domnișoarele asistente, s-au împietenit și cu mine, știu exact cine este la recepție, știu numele fetelor și atunci se simt exact ca la o grădiniță, ați înțeles? Adică așa, asta este conceptul, cât mai puțin stres, da. În principiu, asta este. O să vă mai bat la cap tot cu dinții, că asta e meseria mea. O să vă arăt o planșă, ca să înțeleagă părinții de așa, cam ce se întâmplă cu dinții ăștia de lapte. Deci, în momentul în care un dinte este de lapte, el arată așa, este format exact ca orice dinte definitiv, ca orice dinte permanent care nu se mai schimbă. Are o coroană care se vede în momentul în care mâncăm și în momentul în care zâmbim, se cheamă coroană, și are o parte care este în os și care se cheamă rădăcină, da? Dacă un dinte de lapte, Doamne ferește, face vocarie urâtă de tot, adică care ajunge undeva la nivelul nervului, da, dinții de lapte au nervi, sunt nervoși exact ca și cei permanenți, așa, și cumva străpunge vârful dintelui, atunci dintele definitiv care este în os și care arată așa, în momentul acesta, da? Poate să aibă de suferit dacă este supus unui atac continuu dat de puroiul respectiv care este la vârful dintelui. Și atunci ce facem? Se tratează dintele exact ca și dintele adult. Adică se scoate și cel temporar de lapte? Exact, are aceleași principii de tratament ca și cel definitiv. Ce vreau să vă arăt este ceva foarte simpatic și cu asta închei, promit. Așa. Așa arată dintele când este nos, dintele permanent, da? Începe să crească și în momentul în care are deja rădăcina formată complet, are piciorul sau este patit pe picior de plecare, atunci dintele de lapte nu mai are piciorușe și se mișcă și atunci bebe simte că se mișcă și în momentul acela înseamnă că procesul biologic s-a produs, totul este în limite fiziologice și dintele de lapte își pierde locul, da, și vine cel definitiv. Părinții trebuie să înțeleagă un lucru, dacă se pierde un dinte de lapte, în principal măseruțele, atunci pot să apară probleme de spațiu pentru viitorii dinți permanenți. De asta eu întotdeauna le spun părinților, nu uitați că există atât măsele definitive cât și măsele de lapte. Ne spălăm cu aceeași importanță în cadrul ambelor dentiții, pentru că dacă pierdem un dinte, am promis că nu vă mai arăt, dar trebuie să vă arăt și asta. Ei, chiar vă rugăm să ne arătați, deci, pentru că sunt dacă se întâmplă foarte cumva, vă dau un singur exemplu. Deci, arcada copilor este așa, da? Când sunt până în 6 ani, sunt 20 dinți, da? 10 cu 10. Dacă cumva se întâmplă ca un dinte de lapte, acesta ultimul, da? Să pice așa, ați înțeles? Ok. Atunci, molarul care este în spate și care nu se mai schimbă, începe să-i ocupe locul și dintele care trebuie să iasă în mod normal în locul celui de lapte nu mai are loc. Și atunci poate să apară înghesuiri dentare, dinți strâmbi pe viitor, probleme de masticație și de asta este bine să prevenim, nu să tratăm. De asta eu le recomand părinților să vină la indiferent că vin la mine sau că vin la altcineva, să vină la medicul stomatolog pentru copii să... Ca bebelușul, ca copilașul să se integreze și să se obișnuiască cu ideea de mediu medical. Chiar dacă este mai simpatic mediu, chiar dacă este mai fantezist așa, dar în principiu trebuie să avem grijă de dinți, că sunt de lapte sau permanenți și cu asta. Și cam de la ce vârstă, ca să dăm și o vârstă? Eu recomand părinților de la primul dințișor erupt, de la 6 luni, să le explic sau să le explice cineva normele de igienă care să prevină apariția carilor. Da, Simona, ai o întrebare pentru doamna ce bine, doctora. Ce bine! Da. Am unele prietene care le-a crescut un dinte peste alt dinte. Da. E, asta cu ce se întâmplă?
dacă dințișorii care urmează să apară sunt mai lați decât cei care au fost și cumva se întâmplă ca oasele noastre să fie un pic mai leneșe și un pic mai mici, atunci tendința este ca